În cea mai recentă conferință de presă, Direcția de Sănătate Publică s-a plâns de lipsă de personal. Organigrama de SPFC are 66 de persoane, care includ și personal TESA și da, această situație a fost prezentată Ministerului Sănătății, dar poate am avea nevoie și de susținerea dumneavoastră. Personalul este insuficient numeric pentru a furniza toate informațiile și către public și către presă și a rezolva toate sarcinile pe care le are ca în derulare. Cu toate că invocă lipsa personalului, în plină pandemie, instituția a angajat pe un post de execuție, de inspector, o fruntașă liberală în locul unui medic epidemiolog. Este vorba despre asistenta medicală Mihaela Brănescu, cea care a mai condus DSP în perioada 2013-2015. Tot pe filieră liberală a ajuns Brănescu și în 2013, ea fiind contestată de multe persoane din sistemul sanitar, care au susținut că o asistentă nu are ce căuta într-un post așa important, cu tot respectul pentru breasla asistenților medicali. De altfel, Mihaela Brănescu a picat cu brio și examenul pentru postul de director executiv la evidența populației Vâlcea. În timp ce posturile ar fi fost blocate, potrivit prefectului de Vâlcea, se pare că pentru unele persoane s-a găsit o cale. Readuc eu aminte că posturile pe această perioadă, toate, dar absolut toate, au fost blocate. Brănescu a tras însă lozul câștigător în data de 6 aprilie 2020, încetând colaborarea cu Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea și mutându-se pe un post de execuție la DSP Vâlcea. Mutarea era una cu bătaie lungă, și anume să revină în fruntea DSP Vâlcea, însă protectorii săi politici s-au gândit că doamna este prea sensibilă pentru a face față pandemiei COVID-19 și au promovat-o pe doctorul Luminița Apostolescu în funcția de director. Cât privește purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, este aceeași persoană cu medicul, singurul medic epidemiolog aparținând DSP-ului. În situația în care condițiile pentru unitățile de cazare și restaurante în starea de alertă s-au relaxat, aceste spații nu pot fi deschise publicului fără o aprobare de la un medic epidemiolog. În tot județul Vâlcea există 3 asemenea medici. Doamna doctor Pițiga, care îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt, dar care este rezident și nu poate parafa documente, un medic la Horezu și unul la Spitalul Județean Vâlcea.